Active și avem alături de noi și colegii sau parte din colegii care apar în fotografii, astfel încât îi puteți întreba orice doriți, orice curiozitate aveți, mai ales după ce vă explic puțin care e povestea din spatele fotografiei. Și haideți cu mine ca să vedem cam ce avem expus. Acestei expoziții este de a evidenția dorința de a fi polițist, atât a unor oameni care anterior venind poliție au lucrat în alte domenii și fac parte inclusiv dintre aceștia, sau părinți care au transmis pasiunea pentru această profesie copiilor lor. Voi și-a dorit să ajungă polițist. Sunteți mândru de felul dumneavoastră la această meserie? Normal. Fiul ce spune? Ceea ce a spus de am prins drag. De la bun început am știut că vreau să urmez această meserie și cum spunea și domnul comandant, de mic mi-am propus să ajung aici. Nu mi-a fost frică să aleg această meserie, deși alegerea a fost foarte asumată. L-am astăzi pe tatăl meu lângă mine, care prezent este pensionar și care, de când era mică, a fost așa chiar un model pentru mine. El fiind tot angajat al Poliției Române, așa că am avut ocazia să aflu toate dedesubturile. În cauza pandemiei nu am reușit să mai menținem această tradiție. Pentru colegii noștri care au ieșit la pensie, am hotărât acum mulți ani, împreună cu domnul comandant, să oferim lachete așa cum le aveți dumneavoastră în față. Pentru asta o să dăm curs, să oferim celor care au ieșit în 2020, 2021 urmează. Așadar, începe cu domnul Bița Vasile. Dacă vreți să alegeți profesia de poliție, trebuie să poate. Noi avem un colectiv de 7 lucrători care am trecut și ca urmare a prăjiturilor și a rezultatelor pozitive a fost desemnată formațiunea anului în cadrul Inspectoratului General de Poliție. Pot să vă spun în mare că au fost desfășurate activități de genul celor aproximativ ce vedeți în film. Adică am avut colegi și am participat la cumpărarea autorizată de arme, au fost identificate cantități de explozibili. Una dintre manifestările ocazionate de sărbătorirea Zilei Poliției Române, care va fi mâine, 25 martie, este o manifestare inedită și pentru noi. Propunerea și ideea a fost a colegilor mei. Încercăm un soi de replică, dacă îmi permiteți. Nu există nepotism, ci există spirit de castă. Suntem o familie mare și asta încercăm să arătăm astăzi. Nu există polițiști oarecum blamați în ultima perioadă veniți din sursă externă, ci există transparență și există schimb de valori între poliție și comunitate, astfel încât, iată, ați cunoscut astăzi câțiva dintre colegii performanți care vin din alte domenii. Și nu în ultimul rând, nu există trecut, mă refer la colegii pensionari pe care o să-i premiem astăzi, simbolic. Există doar tradiție și există valoare și există modele.